Bună ziua și bine v-am găsit la Ferma Grădina Bio, episodul 5 Da, am mai evoluat puțin după cum se vede pomii noștri din mijloc Să mă dau puțin mai în spate ca să avem o vedere mai panoramică Scuze pentru distorsionarea imaginii Da, au dispărut oh, Ce tare, foarte frumos În partea stângă aici vom pune niște liliac și niște trandafiri Și niște muciși, probabil Uh, vreau să zic că partea cu uh, replantatul pomilor a durat foarte, foarte mult, mai mult decât mă așteptam. Cei drept nici nu aveam, uh, nu aveam experiență, dar acesta este pomul cel mai mare care a fost uh, montat din mijloc, se vede cât de mare este. Mi-a luat ceva, uitați aici a fost, cam asta este groapa lui, ca să zic așa. Uh, după cum se vede, s-a prins, da? Are frunzulițe, da? Vedem frumuzurite, chiar și flori, dar acum nu știu dacă o să, o să aibă chiar uh, corcodușe. Da? Ce s-a mai întâmplat în grădina noastră? Au fost rearanjate bordurile pe margine. Uh, avem aici și o mică tentativă de, de săpat, ca să zic așa. Ce am făcut noi aici, am reușit să sapăm o bucățică destul de mică. Așa cum vă ziceam, timpul meu este foarte foarte limitat deoarece sunt la serviciu și vin doar seara sau uh, în weekend. Uh, ce am mai făcut aici? Aici erau niște pomișori care au fost uh, mutați cum ziceam, un gutui, doi meri. Uh, cei doi meri sunt aici în uh, partea dreaptă, s-au prins după cum se vede, frunzulițele sunt, uh, sunt pe, pe fiecare rămurică și pe celălalt. Acesta, dacă vă puteți aminte, era cel roz de insecte sau de și șobolani sau alte, dar se pare că partea cea care a fost roasă nu, nu dă semne că mai trăiește, dar cealaltă este fresh, este ok, ca să zic așa. Da, aici mai avem niște mici floricele, panseluțe, petunii, care au fost și ele plantate. E frumos, e cald, e seară, Sport de muncă să avem. Acum, cum ziceam, am săpa șanțul pentru a pune aici în margine cât un gar viu, niște trandafiri, niște liliac. Da, se vede. Este proaspăt, proaspăt săpat. Ce mai avem noi în grădină? Nimic. <laughs> da. Așa întrebare, așa răspuns sâmbătă, adică peste încă 3-4 zile vom, vom planta avem arbagic, avem semințe de salată poate și de ridichi dar ceva s-a întâmplat aici ia să vedem ce s-a întâmplat da, chiar de acum 2-3 zile de când am mai venit eu avem o păsărică, nu știu ce-o fi da, să vedem mai bine așa care a... Nu știu, a atacat-o cineva și a și omorât-o, după cum se vede. Probabil vreun... Tihor, eu știu, ceva... Cineva i-a pus gând rău și chiar a omorât-o. Să o îngropăm, să o luăm de aici. Se vede micul... Micii noștri pomișori s-au prins. Asta mă bucură foarte mult. Da? Să sperăm că vor crește mari și nu vor fi probleme cu ei. Da, am făcut acest mic video ca să vedeți că stadiul a mai evoluat. O să tragem și câteva concluzii pentru munca depusă aici. Dintre ele ar fi următoarele. Dacă ești începător și îți propui ceva, sigur nu o să rezolvi tot ce ți-ai propus. Munca în teren merge mult mai greu decât planul pe hârtie. Lucrurile nu se întâmplă așa de rapid pe cum crezi săpatul e mult mai nevoios decât, decât se, se, crede. Nu te baza pe prieteni care îți promit că vin să te ajute pentru că, din păcate, nu vin la momentul respectiv. Pregătește-ți din timp ustensilele și tot ce ai nevoie pentru a avea succes cât mai rapid și a merge lucrurile cât mai, cât mai iute. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare Eu am să mă apuc de, de treabă pentru că vine seara Vă urez o seară excelentă și ne vedem la următorul episod din ferma Grădina Bio O seară super să aveți!